Anton Coropenția s-a născut în Prigor, județul Caraș, în 1909. Crește de timpuriu într-o atmosferă în care vine în contact cu limba română, cu limba germană, cu cultura română, cu cultura germană. Se interesează de timpuriu de filozofie, literatură. Astea sunt aparent vocația lui până la un moment dat. Venit la București la studii, în 1927, studiază dreptul și filozofia, literele, și va veni în contact cu seminariile profesorului Gusti. Din acest moment, el este cucerit, este câștigat de ideile profesorului Gusti și de sociologie ca atare și de funcția pe care o poate îndeplini sociologia în viața și în cultura românească. Din cadrul celorlalți tineri interbelici avem minți excepționale, avem personalități deosebite, dar el se distinge printr-o dedicație intensă și o profunzime pe care rar o poți regăsi la celelalte mari nume ale interbelicului românesc. Anton Golopenția trece de la filozofie, care era marea lui pasiune, la un fel de filozofia sociologiei și după aceea la o idee care se apropie de ceea ce Gusti va numi mai târziu sociologia militans. Deci deja se configurează această idee. Sociologia poate fi utilă într-o țară, nu este pur și simplu o profesie academică, nu este o carieră pentru un profesor universitar, ea poate să devină folositoare. România interbelică este o societate neașezată, o societate cu profunde probleme și unul din segmentele sociale cele mai frământate este cel al tinerilor. Pe de o parte, deci, cercetările gustiene încep prin a incorpora tineretul în proiecte mari, în proiecte de anvergură națională. Anton Coropenția, ca și ceilalți colegi ai generației sale, ca și ceilalți colegi din școala sociologică, este preocupat îndeoseb de problema tinerilor în România interbelică. Iar angajamentul lui față de această problemă este unul sistematic și pragmatic totodată. Soluțiile lui nu sunt soluții teoretice, nu sunt soluții ideologice, sunt soluții sistematice care să poată rezolva problemele țării într-un mod integrat. Gusti a și spus că cei doi stâlpi ai acțiunii lui erau tineretul și țărănimea. Tineretul care să fie, aibă funcția de îndrumător al realității sociale românești și țărănimea care era într-o stare precară și din care trebuia scoasă cu orice preț. Acțiunea lui Gusti, deci, începe cu cursurile la universitate, continuă cu monografii care sunt menite la început să dezvolte metodologia predată la curs. Deci ei merg pe teren timp de mulți ani cu scopul de a vedea dacă teoria gustiană și metodologia gustiană se aplică bine, sunt folositoare pentru descrierea realității sătești. Faptul că Anton Golopenția a avut o viziune programatică, idei de reformare a modului în care școala gustiană își făcea monografiile sociale, idei de reformă socială, care n-au putut fi puse în aplicare decât parțial din cauza împrejurărilor, este în sine un lucru absolut remarcabil. Trebuie să înțelegem faptul că membru al unei generații absolut excepționale, Anton Golopenția însuși este un om excepțional. Prima campanie monografică în care el este antrenat este campania din 1931 la Cornova și Anton Golopenția este foarte bine pregătit să înțeleagă un sat care majorității monografiștilor le apărea ca nu atât de frumos cum era Drăgușul, de exemplu. Drăgușul era un sat tradițional în care toate lucrurile erau așezate în forma lor veche, șlefuite, frumoase, costumul se purta încă, toate obiceiurile erau respectate nu numai în aspectul lor exterior, ci și în funcția lor veche. La Cornova, Anton Golopenția observă rapid că există un fel de conflict între, pe de o parte, modernizare,
Oamenii mergeau la bal, se îmbrăcau în haine croite după ultima modă, dansau Charleston, dar pe de altă parte oamenii continuau să trăiască în cinuri, grupați în cinuri, nu se amestecau, se întreceau între ei, era un proces în care țăranii urcau spre cinuri superioare, prin modernizare. Deci modernizarea asta aparent individualistă și, cum să spun eu, foarte în pas cu timpul, servea un scop vechi, servea redispunerea cinurilor și era încadrată de o concepție de viață care era veche. Și observând acest lucru, el unifică într-un fel cercetările diferiților membri ai echipei într-o cercetare asupra unui proces social și anume procesul de orășenizare în satul Cornova. Și asta a fost o experiență decisivă pentru Anton Golopenția. Pe de o parte, el își dă seama că se pot face o serie de lucruri pe scara întregii țări. Amândoi văd sociologia ca pe un sumare de cunoștință, ca pe un fel de instrument optic aproape, aș spune, cu ajutorul căruia poți să constați ce se întâmplă în societatea în care trăiești și poți numai să constați, poți ca pornind de la o realitate bine stăpânită, să încerci să o mânuiești întrucâtva. Mai târziu, Anton Golopenția va dezvolta ideea lui că sociologii sunt asemenea meteorologilor. Ei constată nu numai ce este, ci și ce va veni într-un viitor proxim și ei ar putea să fie îndrumătorii politicienilor, deci în o sociologie bine înțeleasă de politicieni ar putea să orienteze politicienii înspre soluții care să fie mai adecvate realității pe care un politician nu are timpul să o observe el însuși. Anton Golopenția nu își găsește ușor locul. Va începe războiul, serviciul social cade, Congresul Internațional de Sociologie este amânat sine die și posturile de la Institutul Social Român, la care se lucrase prin voluntariat foarte multă vreme, care fuseseră create cu luni înainte, de fapt, sunt anulate. Deci Anton Golopenția se descoperă șomer, cum va fi de-a lungul vieții lui din mai multe împrejurări, și optează pentru mersul la Institutul Central de Statistică, condus de Manuilă. Treptat, atmosfera din Institutul de Statistică devine irespirabilă. Sabin Manuilă, conducătorul institutului, este silit să-și dea demisia și va fugi din țară. Iar lui Anton Golopenția îi se încredințează funcția de director general delegat al Institutului de Statistică în 1947 și va asigura această funcție până în 1948-49 și va fi, deci va refuza însă sistematic să fie director plin, ca să zic așa. De ce? El spunea pe această funcție, în acest moment este clar că trebuie să fie cineva care are o apartenență politică corespunzătoare, pe care eu nu o am, și deci prefera pentru cercetarea lui științifică să fie liber, să opteze pentru a realiza ceea ce își pusese de gând în cercetarea sociologică și statistică. Când a aflat că rămăseserăm mama și cu noi două singure și tata era închis, a venit cu o naturalețe și o căldură extraordinară să ne ajute să depășim greutățile care se iveau în fața noastră, venind cu o discreție extraordinară să ne aducă lucruri de care aveam absolută nevoie, pentru că mama, într-adevăr, nu mai reușea să ieșim la capăt. Într-un fel, vrând să înlocuiască acea căldură pe care tata o emana și pe care prietenii lui apropiați o trăiseră și o prelungeau într-un fel pentru noi. Trebuie să vă spun că era o perioadă de lipsuri mari. El pleca cu un coltuc de pâine și își cumpăra pe drum o pară, două pere, un măr, două mere și stătea la Biblioteca Academiei de dimineață, din zori, și până seara devenise șomer,
fusese silit să-și dea demisia de la Institutul de Statistică și el a fost bucuros. Deci, spre deosebire de alții care erau amărâți, timp de un an și ceva, cât au durat și economiile, a fost bucuros. După aceea și-a dat seama că, într-un fel, trebuie făcut ceva, pentru că erau stringențe materiale care ne afectau pe toți. Dar anul ăsta care îi fusese dat, în care avea timp pentru el, el l-a folosit absolut cu o bucurie extraordinară, plecând în zori, ajungând la Biblioteca Academiei pe jos, mergea numai pe jos, străbătea Bucureștiul cu o lăcomie care iar așa prefigura într-un fel imobilizarea într-o celulă întunecoasă în închisoare. Străbătea Bucureștiul pe jos în toate direcțiile, dar mergea la Biblioteca Academiei și se întorcea seara. Da, a fost un moment în care noi aveam o dată pe săptămână, parcă vinerea, nu mai țin minte, vorbitor în timpul procesului. Tata era închis la Mănăstirea Văcărești, care era temniță, și a venit cu noi cu riscul de a nu fi primit. El nu era primit pentru că erau primiți doar membrii familiei, și atunci venea cu noi și ne susținea moralul până acolo. Și acolo, într-adevăr, era un moment în care el nu putea să vină, nu făcea parte din familie, și îl vedeam pe tata mai de aproape și ne povestea nu despre suferința lui, acum vorbesc despre tata, ci despre ce însemna Mănăstirea Văcărești pentru întemeietorii lui. Și ne arăta pe unde se urca, Iar domnul Golopenția ne aștepta și, pormă, când ieșeam de acolo, îi povesteam cum a fost, și cred că avea o bucurie sufletească, așa, un zâmbet. Era și un bărbat foarte frumos și ne ajuta atât de mult, pentru că nu ne căina, nu ne plângea, ne ajuta cu căldura lui, așa parcă am fi fost copiii lui. Era detașat, dar nu total. Era un om foarte cald, dar cald într-un mod ascuns. Într-una din declarații spune: mă obișnuiesc și cu ideea morții. Era un om tânăr. Trebuie realizat că era un om de 41 de ani. Nu? Era un om tânăr, și pentru un om de vârsta asta, moartea este ireală în sensul biologic al cuvântului. Deci el spune: mă obișnuiesc cu ideea morții. Și în fraza asta este cuprinsă întreaga lui natură. Nu cerea prea mult pentru el. Cerea un singur lucru: să-i fie dat voie să lucreze util pentru cei din jurul lui. Anton Golopenția a intrat în vizorul securității oarecum indirect, din cauza unor răfuieli interne ale Partidului Comunist. El este unul din cei care a fost arestat de securitate și anchetat, nu a apucat să fie judecat, în dosarul legat de Lucrețiu Pătrășcanu. Și unul din aspectele pe care aș vrea să-l subliniez pentru a înțelege mai bine vizionarismul său este faptul că poate că elementul decisiv care a dus la păstrarea sa în arestul securității până la moarte a fost faptul că securitatea a descoperit un manuscris în care Anton Golopenția făcea o predicție cu privire la viitorul României comuniste. La un moment dat, lui Anton Golopenția îi se pune întrebarea care se punea de obicei înainte de eliberare. Ei își dau seama că nu îi interesează martorul ăsta, care n-are nimic de spus incriminator la adresa lui Pătrășcanu. Și atunci îi pun întrebarea cheie: mai aveți ceva de declarat? Dacă nu declarați, sunteți pasibil de pedeapsă și așa mai departe. Anton Golopenția nu de frica pedepse, dar pentru că era un om care era deranjat de minciună, de aspectul ăsta de autoapărare meschină, spune: dom'le, eu am declarat totul, există un singur lucru despre care nu am vorbit și ăsta sunt niște sugestii de debolșevizare pe care le-am scris pe când eram șomer, nu le-am arătat nimănui, le-am pus într-o carte a lui Dimitrie Gusti, raportul de ministru al lui Dimitrie Gusti, și le-am lăsat acasă. Bineînțeles, au urmat percheziții. Perchezițiile se făceau noaptea. Mama și bunica mea aranjau totul la loc în momentul în care noi ne trezeam, casa era în ordine. La percheziții se găsesc sugestiile. În sugestii scrie că fruntașii comuniști trebuie pedepsiți. Deci, Anton Golopenția, din martor, va deveni dușman al poporului. Din acest moment este torturat. Și aș spune că chiar și tortura pentru el a fost mai puțin
mai puțin o suferință decât faptul că nu mai avea acces la cărți, că era lipsit de alimentul vieții lui, care erau cărțile. Deci toate aceste declarații, într-un fel, ajung să împlinească și scopul de a face cunoscută o realitate, dar și scopul de a încerca să supraviețuiască la modul lui, până în clipa în care înțelege că nu va supraviețui. Pentru noi, dispariția lui a fost o dispariție totală. Deci el a plecat la Biblioteca Academiei și nu s-a mai întors. Am să citesc câteva amintiri de ale mamei din jurnalul ei, când a aflat că bunul prieten al lui tata, Anton Golopența, s-a prăpătit. Luni 17 septembrie. A murit Anton Golopența. Am aflat acum 5 zile și nu am putut crede. Dar de două ori de atunci mi s-au dat amănunte. Nevasta lui a fost chemată la morgă să-i recunoască chipul, trupul. Era închis de un an și 8 luni. De atunci nu s-a putut afla nimic despre el, nici unde e, nici cum e. Îl cunoșteam de mult, de când m-am măritat, de acum 20 și ceva de ani. Frumos, înalt, cu o mlădiere și o grație deosebit în ființa lui, bun și devotat, cu o umilitate rară, un nonchalance gracieux, liniștit, îngândurat, înțelept, parcă oarecum desprins de multe lucruri ce ne preocupă pe noi mediocri. O figură romantică și fizică de tânăr poet. O minte bine înzestrată, un cap luminat. Și câte lucruri știa omul ăsta. Unul din cei la care te uitai cu plăcere și cu mândrie. Din cei care ridicau ideea de om și înnobileau namul. Unul din cei în care îți puneai nădejdea. În fiecare seară m-am rugat pentru el, dar Dumnezeu n-a vrut, se vede, să-l lase printre noi nevrednicii. Astă noapte am visat că stam de vorbă cu Mitu Georgescu și cu Ricu Stahl și pomeneam numele lui Anton. Acum 4 ani sau 5, la anul nou, nu am avut niciun ban. Anton ne adusese merinde și un coș mare cu mere, din care am mâncat săptămâni întregi cu mare plăcere. Iar la biserică, de anul nou, neavând bani, mi-am umplut punga cu mere și săracilor de la ușă, în loc de parale, le-am pus în mână câte un măr la fiecare, spre marea lor bucurie. Căci dar din dar se face raiul. Fie ca Anton să meargă drept în rai și acolo să stea cu drepții și cu cei buni, departe de nesăbuita tigăloșie a acestei lumi.